I leave the city all my life, and I'm so much afraid about. I pray every day and every night about these people because this is not easy. Sit and think. One moment something happened. It's very not easy. But I pray, I hope everything will be good. Milena avea un salon de coafură în Zaporojie și o viață frumoasă, cu o mulțime de prieteni. Tânăra hairstylist, pasionată de călătorii, își rezervase de o lună o excursie la București. După prima noapte de vacanță în capitala României, părinții au sunat-o și i-au dat vestea teribilă. Acasă începuse războiul, luase ultimul avion înainte să fie bombardată pista. First, my think I come back at home and try to take mama. People told me you can't come back. This is dangerous. Why need die people? Why need die children, women, old people? This is fascism. They kill people who live. Tânăra s-a gândit să plece în Polonia la prieteni, dar căldura pe care a simțit-o la București i-a schimbat planurile. A decis să rămână aici, unde o așteaptă și pe mama sa, refugiată acum în Polonia. Speră că va găsi și o slujbă care să le asigure cele necesare până când se va termina războiul și se vor putea întoarce acasă. Most big shock for me. These people, good shock, because I don't have imagination how can be so much warm and kind people and all people want do help for me and this is amazing. Thank you very much, all people. Many people start write me and do proposition. But problem, I don't know no one words in Romanian. Little English. Milena nu are viză de muncă și nici nu a cerut azil în România, iar legislația impune acum și condiții pentru angajare. Acestea vor fi eliminate printr-o ordonanță de urgență pregătită special pentru refugiați. We start talking about this something minimum. I don't know this money. She told something like 2000 lei. Yes, this lei. Something like this. I think this minimum. I don't have imagination what how much I need. Angajatorii care greu găsesc oameni cu care să lucreze se întrec în propuneri pentru ucraineni. Unii le oferă gratis și casă și masă. Pe internet curg ofertele cu locuri de muncă pentru cei refugiați din calea bombelor. Pe rețelele de socializare s-au creat și pagini speciale cu anunțuri. How do you see the future? Before I have many, many dream, hope, I want many, many things do in my life. Now what? One war stop and nobody in world don't know never what this is war. This is my dream now. If peace, everything can be.